Salutare din nou tuturor! Bine ați revenit aici pe canalul meu. După cum știți, nu mă mai repet, mergem mai departe cu virgulă colecția de palete. În clipul acesta o să încerc pentru că sunt ceva palete și dacă mai facem și câteva swatch-uri, nu știu dacă o să reușesc să vă prezint totul în clipul acesta, să n-aș vrea să-l împart în două părți. Ce vă voi prezenta? Vă voi prezenta paletele de la Urban Decay. Urban Decay știți că este un brand foarte cunoscut, foarte iubit și da, ne aduce mereu noutăți pe piață. O să vă arăt întâi aici, am două palețele, vi le-am mai arătat, vi le arăt repede pentru că nu este necesar să vi le arăt în detaliu pentru că le cunoaște toată lumea, sunt faimoasele Naked 1, Naked Basic, practic 1 și Naked 2, Basic 2. Asta este prima și asta este a doua. Prima este aceasta. Sunt palețele la acelea mici care eu am spus că sunt un passepartout pentru că te ajută foarte mult în machiajuri. Eu le-am terminat, mă repet, le-am recumpărat, mai am una de rezervă. Sunt foarte bune și se pot lua cu ușurință și în voiajuri dacă vă trebuie un machiaj din acela simplu, deci de bază practic. Haideți acum să începem să vă arăt care a fost prima mea paletă Urban Decay și cred că toată lumea știe. Eu nu cunoșteam, am mai spus și mă repet, eram necunoscătoare de brandurile acestea, nu intram mult pe YouTube, nu știam despre lumea aceasta a make-up-ului pe YouTube, a canalelor de YouTube care făceau publicitate și a fetelor care se ocupau cu această modă a prezenta pe canal, aș face un canal și a prezenta produse cosmetice, a face tutoriale cu make-up-uri folosind produsele cosmetice. Nu știam despre colaborări cu diferite branduri. Eu nu colaborez cu nimeni deocamdată, dar sper în viitor să fac vreo colaborare. De ce nu? Când am început să intru în lumea aceasta și să o cunosc, e bine, da, am început și eu, am și spus să-mi vină febra aceasta a cumpăratului și a curiozității mult mai mult. Și da, am învățat chiar foarte multe lucruri, v-am mai spus și vă mai repet, am avut și lucruri care m-au bucurat, dar și lucruri care m-au dezamăgiri, pentru că da, nu întotdeauna găsești produsul perfect. Eu de la Urban Decay mai am și alte produse, am și rimel, am și creioane de ochi, dar eu vă voi prezenta doar paletele, am și spray-uri de fixare, ce mai am, nu mai știu ce mai am, dar vă voi prezenta primere pentru ochi, voi prezenta doar paletele. Și prima paletă, cea mai cunoscută, care acum au scos-o de pe piață, nu o mai fac pentru că au introdus una nouă care se numește Naked Reloaded, mi se pare. Bănuiesc că e ceva asemănătoare cu aceasta numărul 1, dar părerea mea numărul 1 va rămâne cea mai frumoasă, cea mai, să-i spunem așa, o chestie în istorie, în istoria Naked-ului. Vreau să spun că, pentru că de la ea au început să plece o serie de palete, vreau să spun că în momentul când s-a anunțat că nu va mai fi pe piață, multă lume care avea paletele deja consumate au alergat și le-au recumpărat și au făcut restock-ul, să-i spunem așa, pentru că, da, nu se va mai găsi.
O mai găsit și acum pe Sephora, dar prețul ei, să știți că nu a scăzut, este tot același. Eu când am cumpărat-o, mi-aduc aminte că paleta costa în jur de 42 de euro. Cam ăsta era prețul paletelor de la Urban Decay. Primele trei cred că au mers pe prețul, primele trei, da, au mers pe prețul acesta, după care au început să crească 48, 49, 50. Acum ajung la 53, mi se pare. Dacă nu mă înșel, ultima Sherry am luat-o, cred că la prețul acesta, nu mai mi-aduc aminte. Deci vă vorbesc de Urban Decay numărul 1, mă repet din nou, tot ce vedeți nu e fake, e totul original. Deci eu am conservat-o bine pentru că fiind o paletă cu pack-ul acesta în velut, foarte încatifea, să-i spunem așa, am încercat să o mențin bine și faptul că, aparte că costa și a costat, pentru că e o paletă costisitoare, să-i spunem așa, mă macheam cu virgulă culorile din această paletă doar în ocazii, tip duminica sau când mergeam pe undeva, nu o foloseam toate zilele. Ei bine, da, acum aș putea, având atâtea, aș putea să o folosesc toate zilele, să-i spunem așa, să mă machez cu ea, pentru că este o paletă foarte versatilă și se poate crea lucruri destul de diferite, dar, bineînțeles, mereu mergând pe linia aceea curată, elegantă. Nu stau mult să vă arăt culorile pentru că are o oglinduță, pentru că toate fetele cred că o au în colecția lor și o cunosc. Da, o să spuneți, dar e intactă. Nu e chiar intactă, am folosit-o destul, dar da, am păstrat-o. Nu pot să spun că nu am folosit-o deloc. Apoi am Naked-ul 2. De la Naked 2 au schimbat pack-ul, au băgat acest pack în metal din acesta. Ignorați zgomotele pentru că am fereastra deschisă și da, chiar dacă este târziu, nu se mai aude câte cineva. Au schimbat și l-au făcut. E cam, aceea e foarte ușor de luat în vacanță. Asta e cam, să-i spunem așa, cam nu dificilă, dar cam ocupă cam mult spațiu. E pe un maroniu așa, un cafea cu lapte. Și da, e bine că chiar având pack-ul în plastic se poate îndoi foarte bine și se poate ține paleta ceva de genul dacă vreți să lucrați cu ea și culorile sunt acestea. Da, am folosit-o și pe dânsa, cred că mult mai mult decât pe unul sau în egală măsură, nu mai știu. Ceea ce vreau să mai menționez, o să vedeți în general cam prin toate paletele mele de culori pe care le am din toate brandurile, că în general culoarea neagră nu prea e atinsă, pentru că nu prea folosesc negru în machiajul meu, știu, e ceva ciudat, dar nu prea îl folosesc. Apoi am Naked 3. Aceasta este foarte drăguță, mi-a plăcut foarte mult pack-ul și am ținut într-adevăr să o cumpăr pentru că ceea ce conține ea, deci culorile care le are sunt chiar pe gustul meu și mă și avantajează și iarăși este o paletă din punctul meu de vedere curată. Pe această paletă au fost foarte multe discuții, fetele se plângeau că unele culori nu scriu, dar ceva culori cam se, cum să vă spun, se cam face un pic de efort să se lucreze, dar nu e problemă, când începe să se încălzească, culoarea merge bine și durata este bună, nu sunt discuții în privința duratei. Vreau să vă spun că paletele acestea de la Urban Decay, unde pui culorile așa, rămân de dimineață până seară, nu se mișcă de la locul lor, rămân intacte. O paletă pe care nu am folosit-o chiar deloc este, nu știu dacă am folosit-o odată și aici, da, nu că a fost o dezamăgire. A fost o dezamăgire mai târziu pentru faptul că nu am folosit-o și nu prea o folosesc.
Pentru că eu am luat-o, dacă pe primele trei le-am cumpărat direct din magazin și am avut ocazia să le văd, pe aceasta am văzut-o doar decât aici pe canale pe YouTube de la fete. Am văzut că toată lumea era nebunită să o aibă și, da, cine e nebunit după, după look-ul smoky, după make-up-ul tip smoky. Eu make-up-ul smoky nu prea îl mai folosesc de ceva timp. Mă refer la culorile acestea închise, pentru că sunt persoane care se machiază cu make-up smoky și fac make-up-ul smoky și pe timp de zi cu culori din acestea închise. Eu nu mai folosesc, foloseam când eram la liceu. Și de aceea spun că m-am un pic... îmi pare rău că am luat-o, dar da, face parte din colecție și nu am vrut să pierd șirul. Nu am ultima, într-adevăr, nu am cumpărat-o. N-am reușit să o văd chiar bine. Am văzut-o ceva tot așa prin tutoriale, dar aș vrea să merg în magazin și să o văd mai bine. Pentru că, bine, da, înlocuiește Naked 1. Asta este Naked Smoky. Aici am și... cutia, am ținut ambalajul. De aici se schimbă iarăși pack-ul. Încep să îl facă, deci Urban Decay-ul au început să-l facă în plastic. N-am ce să-i spun, pack-ul este demențial, este foarte frumoasă cu griul acesta, cu culorile acestea în degradé. Iar culorile, da, aici este problema că nu se deschide mai mult, atât rămâne și e greu puțin de lucrat, dar bine, o poți ține și așa și poți lucra. Mă refer întotdeauna când fac exemplificarea ținutului paletei în genul acesta, când se lucrează pe altă persoană. Culorile sunt acestea, de-aia am zis că nu prea, eu nu prea mă marchez cu culori. În general, partea de aici e foarte închisă și nu, nu prea o folosesc. Am folosit doar primele de aici pentru machiaj. Am vrut să văd textura și cum se comportă ea. Da, paleta e bună în toate pasteluțele acestea. Scriu toate culorile, scriu, dar mă repet, rămâne aici pentru că hei, nu e în stilul meu. În schimb, aceasta e în stilul meu, deși o să spuneți, da, dar nu e folosită nici ea prea mult. Nu e că nu e folosită, e folosită, dar mă repet. Eu paletele astea mai costisitoare, mai, care costă un pic mai mult, cam țin la ele. Dacă trebuie să mă machez pentru 3-4 ore, bineînțeles că nu să îmi pun un Urban Decay dacă nu merg la un eveniment important sau ies decât la cumpărături. O să îmi pun un Makeup Revolution pe ochi pentru că Makeup-ul Revolution este bun, ține și el și e la fel de frumos ca și un Urban Decay. Makeup Revolution pot să-l înlocuiesc foarte ușor, costă până în 15 euro o paletă. Dau un exemplu pentru că sunt palete de la Makeup Revolution care costă și 12-13 euro. În schimb, pe aceasta de la Urban Decay, având un cost de 53, nu e că scoți imediat 50 de euro din buzunar și te duci și ți-o cumperi, numai dacă vrei să arunci bani așa în vânt. Eu nu sunt tipul care să... trebuie să mă gândesc ceva ca să investesc într-o paletă. De aceea spun că de multe ori mă căiesc că am investit în anumite palete pe care le-am cumpărat probabil luată de febra aceasta a trendurilor și stau aici în sertar, nu le folosesc și da, cu anii trec, ele se deteriorează probabil și vor rămâne doar amintiri. De aceea spun să nu faceți același lucru, folosiți și tot ce am, de aceea mi-am cam dat un, să-i spunem așa, un stop din cumpărăturile paletelor, pentru că da, am destule. Aceasta este hitul
care i-a ieșit în vară, deci nu în vara aceasta, a ieșit pe timpul verii. Nu știu de ce cei de la Urban Decay s-au gândit că e bună pentru vară. Eu culorile pe care le are această paletă nu le consider culori de a folosi, de a le folosi vara, ce în perioada toamnei, în special toamna, merg foarte mult și a iernii. Da, paleta asta când am văzut-o înainte să iasă pe piață, am văzut-o în tutoriale de la Urban Decay, aici am păstrat și confecția pentru că este foarte frumoasă, am zis nu, trebuie să o am pentru că hei, e prea frumoasă, este așa, e pe culoarea asta așa bronz rozaliu roșcat așa, roșcățel, parcă e o coadă de vulpe și culorile sunt aici. Ei bine, da, aici vreau să spun că e nebunie totală. Eu am înțeles de ce lumea vorbea foarte mult și era nebunită de paleta aceasta, că are culorile foarte frumoase. Într-adevăr, sunt culori care pentru ochii mei și pentru pielea mea merg foarte bine, mă avantajează și da, e folosită destul. Poate primele culori de aici nu prea, pentru că poate le-am mai luat de prin alte palete, dar culorile de pe aici sunt destul de folosite. Îmi place foarte mult culoarea aceasta. Am folosit-o mult pentru smoky în general. Și da, este o paletă care merită să o aveți în colecție dacă vă place naked-ul. Vreau să spun că de la această paletă eu am văzut o îmbunătățire. Cred că deja de la Naked Smoky am văzut o îmbunătățire a calității culorilor de la Urban, pentru că eu mai am și alte tipuri de palete. Și ultima din tipul acesta este la Sherry. Da, Sherry a ieșit anul trecut. E o paletă care, într-adevăr, merge vara, dar și aici eu nu prea aș îndrăzni pentru vară. Tot așa, culorile pe care le conține tot pentru toamnă-iarnă. Bine, fiecare o folosește cum vrea. Pe spate are această culoare a prunei și pe față, ia uitați cât este de frumoasă, răcireșile astea. E fenomenal aici, da, am și pensula pentru... ce uitam să zic, să știți că toate aceste palete au pensule, eu le am prin casă. Asta e unica paletă care i-a rămas pensula în ea, pentru că am avut-o într-o vacanță și am luat pensula împreună cu mine cu paleta, dar în toate eu am pensulele și să știți că le folosesc pentru că pensulele de la Urban Decay sunt foarte bune. Și ia uitați aici ce minunăție de culori. De ce am spus că nu aș folosi eu pe timp de vară? Ea a ieșit vara, pentru că, hai, culorile de aici le poți folosi pe timp de vară. Dar culorile de aici nu, pentru că le văd cam închise, le văd cam tomnatice. Și pe ochii mei merg foarte bine culorile astea. Stau foarte bine, am ochii verzi și culorile roșiatice, pământii, acestea burgundii stau bine pe ochii verzi. Da, nu mă plâng de ea, îmi place, o iubesc, o iau și în călătorii și o, cum să vă zic, țin la ea foarte mult pentru că e o paletă care îmi place. Nu am pe ultima Reloaded-ul, dar v-am spus, pentru Reloaded trebuie să mai gândesc puțin, adică să mă duc să o văd în magazin ca să o studiez cât de cât. O paletă, acum o să vă prezint alte palete care sunt tot de la Urban Decay, dar sunt nu au un, cum să vă zic, o linie așa care e care le conține. Am una care se numește Naked on the Run. E o paletă, a fost o paletă tip kit. E ceva de genul. Zic a fost pentru că ceea ce mai are decât
prafurile, deci culorile pentru ochi și pentru față. Celelalte trei produse pe care le conține nu le mai am. De fapt, mai am doar creionul. Ce avea? Avea un creion aici, un rimel care se numea masca, deci făcea parte de la linia Perversion, Naked Perversion. Am rimelul în variantă mare, aceea era în variantă travel size, dar nu era chiar travel, că uitați, e destul de mare spațiul, și un luciu de buze. Vreau să spun că luciu de buze nu am reușit să-l folosesc, de ce? Mirosea într-un hal îngrozitor a rânget și a trebuit să-l arunc. Iar celelalte două, da, creionul cred că mai am pe undeva pe aici, e, a devenit un pic mai mic, foarte bun creionul. Iar rimelul l-am folosit fiind un rimel travel size, normal, că pentru călătorii, și era foarte bun, de aceea mi-am cumpărat și pe acela în variantă mare, e închis, e intact, l-am însertat, l-am folosit. Bineînțeles, culorile de aici le-am folosit și pe ele. O mai iau câteodată prin călătorii, pentru că îmi stă pe aici un luciu de buze, un creion mai mic, îmi stă și un rimel din acesta travel size, deci adaug din alte mărci, dar adaug pentru că paleta e bună, are un bronzer, un blush și un iluminator, și aici culorile de bază cu virgulă care îți poți face un look. Da, două, trei lucruri cu această paletă îți poți face, pentru că poți să-ți faci și un un smoky, poți să-ți faci și un machiaj de zi, ai și culoare de tranziție, ai două culori de tranziție, mă refer pentru că sunt culori mate, și ai și două culori mult mai închise care le poți folosi ca virgulă machiaj pentru smoky. Nu e rea, calitatea este bună, numai că problema acestei cutii e foarte, cum să-i spunem, nu e grea, dar na, ocupă spațiu, dar dacă eu nu vreau să-mi car multe lucruri după mine, adică să mai pun un blush și alte lucruri, având deja bronzerul, blush-ul, iluminatorul, v-am spus, pui un luciu de buze, pui un sau un ruj din acela lichid mai mic care poate să-ți intre aici, un creion dermatograf negru sau maro și un rimel travel size, ai închis-o și ai pus-o în portfard și nu mai ai nevoie de alte lucruri. Eu o găsesc și pe ea un paspartu pentru voiaje, pentru că pentru un voiaj de 2-3 zile este foarte utilă. Altă paletă care și aici a fost foarte mult discutată pe web, în general pe canalul YouTube, toată lumea și chiar și pe Instagram, toată lumea o vroia, era nebunită, vai, o să iasă Naked, o să scoată o paletă cu virgulă culori mate. Începuse să iasă acest trend cu aceste culori mate. Hai, de ce să nu o cumpăr și eu? Și vreau să vă spun că nu am folosit-o, este practic intactă. Cred că am făcut ceva swatch-uri din ea. Este Urban Decay Naked Ultimate Basic. Pack-ul, da, e demențial, e frumos, e ușoară de luat în călătorii, deși pare mare și e din plastic, dar nu e greu. Și da, culorile sunt frumoase, nu am ce să-i spun, dar sunt culori văzute, stravăzute, pe care le conțin și alte palete de la Naked, pe care le conțin și alte palete, numai că nu sunt așa agrupate toate într-o paletă care creează o paletă unic, să-i spunem, de culori mate. Deci aceasta nu are nicio culoare sidefată, satinată, sclipicioasă, cum vreți să-i spuneți. Nu, tot ce vedeți aici este culoare opacă, mat, mat, și vreau să vă spun că da, nu că nu-mi plac culorile, numai că eu nu am folosit-o, am zis, măi, da, am culorile acestea, nu știu de ce, nu m-am atins de ea. E o paletă nu pretențioasă, o paletă care
Dacă vreți să vă faceți și sunteți tipul de persoană care mergeți pe linia aceasta mai curată, mai elegantă, puteți să o cumpărați și nu vă mai trebuiesc o mie și una de palete. Eu am luat-o și va rămâne tot acolo pentru că prea mă atrage, nu prea mă inspiră, iar mie nu prea îmi plac culorile astea mate, nu știu de ce, și mai am ceva de genul și o să vă arăt de la un alt brand. Tot la fel, m-am încântat de febra aceasta a culorilor. Hai să o iau, hai să o iau și a costat ceva pentru că ajungea la 107 euro, dacă nu mă înșel, dacă cumpărai fiecare pasteluță, pentru că e o paletă din aceea care se compune într-o paletă magnetică, deci pasteluțele se pun toate și, bine, puteai să cumperi numai o parte. Eu am cumpărat-o toată, cum a fost ea creată, cum e și asta aici și, da, stă și ea pe acolo, pentru că am cumpărat-o, bineînțeles, în promoție, nu am dat 107 euro, dar vreau să spun, faptul că am cumpărat-o și stă acolo e o problemă, că, da, îmi pun întrebarea de ce am luat-o. Bine, la fel și cu asta, că și asta nu prea, de ce nu-mi place? Nu-mi place că e prăfoasă, deși ea e frumoasă ca virgulă paletă, are culori frumoase, este Urban Decay, aceea care a fost făcută în colaborare cu faimoasa cântăreață Gwen Stefani. Aici au ieșit și farduri pentru obraz, mi se pare că și bronzer, ceva rujuri, cred că și un rimel. Eu nu am luat decât paleta, pentru că nu prea m-au interesat lucrurile celelalte. E frumoasă, are și ea oglindă enormă, iar culorile sunt acestea. Deci am zis că nu e o paletă urâtă, are culori drăguțe și ea este axată mai mult pe culorile astea nude. Dar bine, avem un albastru, un roz, un piersiciu, avem auriul acesta, culoarea aceasta, rozul ăsta antic, care, da, te poți juca cu ele și crea lucruri, numai că e foarte prăfoasă. Eu am folosit-o de vă câteva ori și uitați cât de mult fallout au aceste pasteluțe. Practic și când lucrezi cu ea, te umpli foarte mult de produs, deci lasă mult fallout. Și de aceea m-a enervat și nu a mai pus mâna pe ea, stă acolo și e la fel și ea uitată. Da, asta două care o să vi le arăt acum, nu pot să mă plâng, pentru că sunt două palete de la Urban Decay pe care le iubesc foarte mult și asta pe care o să vă arăt acum o folosesc în ocazii, pentru că nu e o paletă care o poți folosi singură, e o paletă de culori mai sofisticată, de sclipiciuri, ca să spunem așa, și vorbim de Urban Decay Moon Dust. Da, asta este o paletă foarte frumoasă, foarte pretențioasă din punct de vedere a culorilor, pentru că e o paletă pe care o poți folosi pentru machiajurile de seară, pentru ocazii, pentru cine merge în discotecă. Pack-ul este demențial, e ceva de genul acesta, e un plastic sclipicios, foarte frumoasă, nu am ce să-i spun, e pe culoarea aceasta gri și culorile sunt 8 culori și, bineînțeles, nu sunt culori normale și nu sunt nici farduri normale. Deci, mă repet, sunt farduri sclipicioase, sunt sclipiciuri, iar acestea, ca să le pui pe ochi, îți trebuie o bază bună, îți trebuie poate primer acela crisp, unde se lucrează pentru a putea lipi foarte bine, pentru că, vă spun, și nu se ia cu pensula, pentru că, da, pe mână așa se ia, dacă îl pun și încep să lucrez pe ochi, să-l blenduiesc cu pensula, cu degetul se lucrează bine, cu pensula nu, și o să vă fac o experiență să vă arăt, o să vă iau o altă culoare, o să vă iau albastrul acesta și o să vedeți că în momentul când merg cu pensula, ia uitați, ați văzut cu degetul cum s-a blenduit. O să-l iau și cu degetul albastrul acesta și o să vedeți diferența. Deci o să-l pun aici lângă ce am făcut cu... vedeți?
Vedeți că cu pensula nu se blenduiește deloc pentru că se lucrează foarte bine cu degetul. Asta este diferența la aceste culori. Eu am mai explicat, dacă vreți să le puneți pe ochi singure, trebuie să faceți, hai să-i spunem, șmecheria aceasta, nu știu, nu găsesc cuvântul apropiat, care să reușiți să obțineți ceva de genul, cum este verdele și albastrul acesta strident. Într-adevăr, pe parcursul timpului mai cade din sclipiciul acesta, dar v-am spus, cu un primer bun sau baza aceea pentru sclipici, e fenomenal. Culorile sunt excepționale, durată foarte bună și da, aici nu mă căiesc niciodată că am cumpărat această paletă. E, cred că dintre toate care le am, pe ea cred că o iubesc cel mai mult. Și mai am una care iarăși îmi place foarte mult, e mică, o iau des cu mine în călătorie, este Shadowbox-ul de la Urban Decay. Cred că Shadowbox se mai găsește și bănuiesc că și Mundust-ul, nu știu. Mundust-ul l-am mai văzut, cred că și anul trecut era. Shadowbox-ul e așa, e o paletă micuță, dar are 2, 4, 6, 12 culori. Și da, nu sunt culori egale, deci la fel, nu se repetă culorile între ele, nu sunt... fiecare pasteluță aici e diferită. Vedeți, negrul este intact ca de obicei, dar paleta e folosită pentru că eu o folosesc. Am explicat că o iau foarte mult cu mine în călătorii, se vede că aici este foarte mult folosit culorile astea, pentru că îmi plac. Da, n-am ce să-i spun, scrie bine, durează mult, e o paletă paspartu, pentru că și ea conține culori diferite și dacă mai iau și pe acelea mici basic-urile, nu am probleme în ceea ce privește machiajul. Având toate aceste culori, eu reușesc să-mi fac make-up-uri diferite. Ultimele pe care vi le arăt sunt acelea de la gama Vice. Eu Vice-ul l-am cumpărat mai mult din curiozitate. Vreau să văd cum e calitatea Vice-ului și cât de bine scrie și mi-a plăcut și modul cum au fost create. Pecul, dar sunt palete mari pe care acum cam regret că le-am luat pentru că nu prea mai pun mâna pe ele și culorile cam încep să se deterioreze în sensul că se cam usucă și nu mai au aceeași nu mai scriu, nu mai au aceeași calitate pe care o aveau la început. Asta este un Vice, dar nu-mi spuneți ce număr e pentru că nu știu. Ceea ce îmi place că au și poșetuță, ele au venit așa bine, aveau, unele au și cutii, o să vedeți că am păstrat și cutia. Poșetuța aceasta, pouch-ul acesta, îl puteți folosi pentru pus și alte cosmetice, dar eu o țin pentru a păstra paleta în condiții bune, pentru că, hei, e ca o oglindă, îți ia ochii, scrie Vice aici pe ea, nu știu ce număr are, știu că ele aveau un număr, paletele astea, dar nu am idee. E pe culorile astea așa ciudate în spate, pe galbenul ăsta, auriul ăsta, lime. Și da, culorile, nu știu cum să vi le arăt, o să vă arăt cu fundul în sus paleta, pentru că nu am cum să deschide mai mult de atât. Are oglinda cea mai mare. E o nebunie, cântărește mult și se pierde foarte mult material cu pusul unei oglinzi de genul, dar în fine. Culorile sunt acestea și pe ea am folosit-o, să știți, pentru că a fost prima paletă Vice mare de culori de la Urban Decay și cam am dat prin ea pentru că îmi place. Lucrul cel mai rău e că pe ea nu o poți lua în călătorii. Dacă o iei, trebuie să fii atent să nu o strici, să nu o spargi.
ocupă spațiu mult și în general cam tindem în ultimele perioade să plecăm la drum cu bagaje mai puține și cu obiecte care ocupă puțin spațiu în gențile și bagajele noastre, mai ales dacă mergem în călătorii și folosim ca mijloc de transport avionul. E o paletă care se poate lucra foarte bine pentru cine face make-up artistul, pentru că având o gamă de culori vastă, poate să o folosească în machiaje pe persoane, pentru că calitatea e bună. Dacă paleta încep să o iei să lucrezi cu ea, da, începe să-și dea drumul culorile și da, nu pot să spun că nu lucrează. Dar mie ceva, mi se pare că a pierdut, numai ca la început, oricum are ceva ani. După care am cumpărat-o pe aceasta, care mi-a plăcut foarte mult. Am luat-o din curiozitate și mai mult pentru pec. Pentru că culorile nu sunt ceva deosebite. Aici am și cutia, am păstrat-o și cutia are înăuntru și ea acest port fard pouch, cum se numește, foarte frumos, cu logo-ul Urban Decay. Aici scrie Beauty.